Revenim la discuția noastră de astăzi. Ines Dumitriu și Raluca Petrache sunt invitatele mele, inițiatoarele programului Curajul de a fi autentică, un program dedicat mămicilor, celor care doresc să-și păstreze autenticitatea, având în vedere provocările rolului de mămică. V-am numit trainer în cadrul acestui program, dar să menționăm că niciuna dintre voi nu sunteți psihologi, că poate lumea se așteaptă ca atunci când vreți să ajutați din punct de vedere emoțional sau, mă rog, având oricum o componentă importantă din acest punct de vedere, ar trebui să aveți o formare de acest gen. Ines, nu ai. Nu am, sunt vinovată. Nu am. În schimb, am 5 ani de zile de când tot trec prin diverse procese terapeutice, eu, pentru mine, cu oameni care au această formare. Toate procesele astea m-au schimbat, m-au făcut să fiu mai conștientă de felul în care sunt eu, să am mai multă încredere în mine, să fiu autentică și simt că pot să dau mai departe. Desigur, nu voi aplica tehnici terapeutice pe care de altfel nu le cunosc, însă cred că am în mine potențialul de a ajuta persoanele care au puncte comune cu mine și faptul că suntem mămici cu toate chiar este un punct mare în comun. Da, chiar vreau să menționez, să nu aibă așteptări, că nu sunt întâlniri cu psihologi, adică acolo au, nu, o componentă. Eu aș vrea să menționez faptul că în domeniul acesta al transformării personale, eu am anumite, am absolvit anumite cursuri, am un parcurs așa pe care îl urmez. Am absolvit o școală de coaching, de programare neurolingvistică, hipnoterapie și timeline therapy, care este o marcă înregistrată Ted James. Sunt formator la bază. Lucrez unul la unul, respectiv în experiențe de învățare, workshop-uri axate pe conștientizare și autocunoaștere. Coaching-ul nu este despre tehnici, nu asta vreau să transmit, este pur și simplu o călătorie de descoperire de sine în care eu, asumându-mi misiunea de ghid, îl ajut pe omul respectiv să depășească, să-și înțeleagă anumite provocări, să-și înțeleagă emoțiile, să ajungă mai aproape de el, să-și găsească el singur resursele, eu oferindu-i doar spațiul acela securizant și empatie, prezență, ascultare. Coachingul este foarte mult despre ascultare și despre a pune întrebările acelea care să trezească o altă perspectivă, o altă abordare, un aha. Despre asta este coachingul și în programul nostru aducem, eu una aduc și mă voi folosi de toate resursele pe care le am, astfel încât femeile să aibă parte de o experiență transformatoare, pentru că eu una cred că ne putem transforma doar dacă ne ducem în interior și ne întrebăm cine sunt eu ca femeie, cine sunt eu ca mamă, care este misiunea mea. Și de acolo, având ghidul potrivit, poți ajunge la un rezultat care să-ți aducă împlinire. Pentru că despre asta este coachingul, despre rezultate, împlinire personală, stare de bine. Și vă propuneam la finalul primei părți să vorbim și despre care, să spunem, sunt anumite simptome, poate ale mamelor, când identifici că e momentul să faci niște lucruri, precum participarea la anumite programe, adică pentru cine e practic program, pentru ce fel de mame, pentru ce fel de persoane, cine poate spune că e momentul să intru într-un astfel de program? Cred că este vorba despre mame care încep să-și pună anumite întrebări. Oricum începi să-ți pui întrebări în momentul în care devii mamă, după, nu știu, cred că primele câteva luni de... După ce te dezmeticești. Da, exact. După ce începi să-ți dai seama ce presupune noul rol, începi să-ți pui câteva întrebări despre cum ești tu acum în nou rol, dacă ești așa cum erai înainte, dacă este în regulă să mai fii așa cum erai înainte sau ar trebui să-ți accepti transformarea. Dacă poți să îți gestionezi singur această transformare. Și
Mai cred că este pentru persoanele care au nevoie de puțin echilibru în viața lor. Pentru că în momentul în care ajungi să devii mamă, ai tendința să-ți dedici întreg timpul și toate resursele într-o singură direcție și atunci, tocmai din această lipsă de echilibru, nu mai știi cum ești tu. Și când ajungi în acest punct, cred că este bine să intri în programul acesta. Eu sunt sigură, te rog. Aș adăuga eu, este bine să te duci oriunde te cheamă și să ceri ajutor din partea unor persoane specializate, inclusiv, nu știu, că te duci la o prietenă și spui, că te duci la terapeut, încurajez foarte mult mersul la terapie, orice tip de terapie, acela care ți se potrivește. Cere ajutorul. Asta este un prim pas pe care îl recomand și este important să conștientizăm că atâta timp cât noi nu suntem bine, nici copiii, cei pe care îi creștem și sunt ca niște burăței în primii 6-7 ani de viață, ei vor absorbi tot ceea ce noi facem, tot ceea ce noi suntem. Lumea lor interioară este modelată de nu numai de cine suntem noi și de ceea ce spunem. Și este important cum comunicăm, ce comunicăm, cine suntem în relație cu ei. Deci aproape în responsabilitatea noastră să avem o stare de bine, tocmai pentru că asta, înțeleg, imprimăm și copiilor pe care îi creștem. Aș spune că este responsabilitatea noastră, transformarea noastră, este responsabilitatea noastră, procesul nostru de conștientizare, de creștere. Eu privesc, cel puțin așa mă uit la maternitate, încă nu sunt mămică, dar îmi pun întrebări. De ce vreau să fiu mămică? Care mi este rolul? Care îmi va fi rolul? De ce vreau un copil? Și îmi găsesc motivația. Și de acolo pornesc. Eu vreau să fiu mămică pentru că simt că pot să-l ghidez pe omulețul respectiv în viață. Și dacă observați, deja m-am emoționat. Vreau să-i fiu un ghid, pur și simplu, nu pentru că vreau să-mi aducă cineva un pahar cu apă undeva la 60-70 de ani. Nu. Cred că nu este motivația potrivită. Lucrând cu noi, lucrând cu emoțiile noastre, conștientizându-ne tiparele de reacție, foarte multe tipare de reacție, foarte multe gânduri, emoții, noi le avem din perioada copilăriei. Înțelegând ce nu ni s-a oferit și nu din pentru că nu au vrut, ci pentru că atât au știut să facă părinții noștri la momentul acela. Neîntâlnindu-ne în momentele în care aveam noi nevoie, cum aveam noi nevoie, lucrul acesta ne afectează inclusiv relația cu noi, relația cu partenerul și ajungem să proiectăm, să scoatem în afară tot felul de furii, de frici, de tipare, de, nu știu, vă dau un exemplu ce întâlnesc eu cel mai des. Nu sunt o mamă suficient de bună sau nu sunt o femeie suficient de bună. Acesta este, nu știu dacă aș putea să o spun. Un semnal. Da, un semnal, exact. Nu sunt pregătită sau nu o să fac față sau foarte multe nu sunt suficient de. Vă întrebam dacă e o chestiune a generației noastre. Îmi spuneai că nu e neapărat legată de creșterea într-o anumită eră cu acces la foarte multă informație, suntem bombardați din toate părțile cu foarte multă informație, ducem o viață agitată în corporații, la locurile de muncă, siguranța noastră nu mai este aceeași precum aveau părinții noștri. Este important în tot amalgamul acesta de stări care ajung la noi să ne găsim echilibrul interior, pentru că astfel îi putem, din spațiul acela putem crește adulți conștienți, prezenți, care să poată să facă o schimbare în lume, schimbarea pe care noi ne-o dorim și aș numi transformarea pe care ne-o dorim să o aducem în comunitatea de mămici, în comunitatea de femei de aici din Iași. Ce vreau eu de asemenea să întreb este faptul că sunt foarte multe femei de carieră care, bine, pentru că faptul că toți suntem acuzate că întârzie să facă copii, e o provocare foarte mare, cu atât mai mult pentru femeile care s-au dedicat foarte mult carierei să se acomodeze în rolul acesta. În pauză îmi spune că observ că sunt foarte multe mămici care acceptă să stea 2 ani de zile în concediu maternal, adică perioada maximă în care beneficiază de indemnizație, asumându-și această situație, dar cred că totuși aici e o bătălie destul de mare. Este și cred că ăsta este un moment în care te poți duce să ceri ajutor, să vezi ce este acolo, ce te reține, ce frici sunt, ce nesiguranțe, ce insecurități, tocmai pentru a lua decizia potrivită
creșterii tale în momentul respectiv. Pentru că e mult mai puțin timp pe care ți-l poți dedica, e un soi de pauză pe care o pui în viață, în evoluția ta profesională. Eu mă uit și către zona aceasta care îți poate genera o altă categorie de frustrări, pentru că multe altele pe care le acumulezi, legate de nesom, de modificările din relația de cuplu și așa mai departe. Dar și această componentă profesională este una care te poate agasa. Toate sunt ca niște pietre în pantof, dar care sunt suficient de supărătoare din acest punct de vedere. Deci, inclusiv mămicile înțeleg cu problema asta, da. Pot să se întoarcă da. Către... Și eu aș mai vedea aici o altă categorie. Este vorba despre mămicile care... nu au luat chiar o pauză. Din categoria în care sunt și eu, eu sunt, nu știu, într-o categorie specială în care soțul meu a luat pauză, dar asta nu înseamnă că eu am lucrat non-stop, doar că nu am pus pe pauză ceea ce fac. Și dar nu era angajat într-o firmă, da, să intri exact. În concediu maternitate, adică pe parcursul tradițional. Și cumva acum provocarea este să le împac pe toate și să fiu și mamă bună, apropo de... nu sunt o mamă suficient de bună, să fiu prezentă și ca mamă, dar să fiu prezentă și ca o femeie care are, nu știu, business-ul ei. Și cumva trebuie să împaci toate rolurile astea și să fii în echilibru. Și aici aș mai vedea o categorie de mame. Cele care se zbat între da, și da. Muncă da, și care, copil și... care își fac și mustrări de conștiință, că acum am stat prea mult în cariera mea și am neglijat copilul și cum să fac să contrabalansez și e așa un dezechilibru. Deși foarte multe mame aleg să continue și un pic din activitatea pe care o fac sau mai mult, tocmai pentru a-și menține un echilibru da. Și a nu rupe prea brusc, a se rupe de o viață anterioară care îi oferea niște satisfacții și de natură profesională și personală și așa mai departe. E o falie destul de adâncă aici între cine erai înainte de copil și cine ești după. Nu e atât de simplu. Da, nu este atât de simplu, cu atât mai mult cu cât nu mai găsim timpul acela dinainte pe care l-aveam pentru noi. Lumea noastră, lumea femeilor se dă peste cap în momentul în care apare copilul. Acest nu am timp depinde foarte mult, nu știu, de calitatea atenției, focusul, concentrarea pe care o aduc într-un anume domeniu din viața mea. Și este important să-și găsească timp pentru ele, măcar, nu știu, 30 de minute, o oră pe săptămână, să fie doar pe săptămână, mă așteptam să-mi spui pe zi, adică ce facem cu 30 de minute pe săptămână? Sunt suficiente. No. Dă-ne un indicator un pic mai mare. Bine, vreau să mă întorc un pic la profesiile voastre și la ce faceți ca și specialiste în viața de zi cu zi. Ines, un pic în zona aceasta comunicării. Te întrebam așa un pic cum e să fii om de comunicare în ea și vreau să-mi spui cum a crescut sau cum ai simțit că a crescut piața în ultimii ani. Adică mi se pare oricum că este un domeniu care e foarte ofertant, din ce în ce mai căutat, dacă multă vreme oamenii de comunicare erau un moft pentru companii, acum sunt niște răsfățați aproape în zona lor. Da, așa este și eu simt că a crescut foarte mult. Dacă la început, când am lansat eu campania, nu mi-a fost greu, dar oricum nu a fost foarte ușor să găsesc clienți, tocmai pentru că aveau această mentalitate că ei pot face singuri partea de comunicare. Și cei mai mulți oameni care ajungeau la mine erau oameni care deja făcuseră singuri partea de comunicare, prost, nu le-a ieșit și-au dat seama că au nevoie de un specialist. Acești oameni au fost cei mai mulți. Acum nu mai este așa. Acum observ că vin la mine oameni care au o idee de business, își fac partea lor administrativă, dar încă nu lansează business-ul pentru că nu au o strategie de comunicare. Și atunci începem să lucrăm de la început și eu nu mai trebuie să mai repar. Suntem împreună chiar de la zero. Iar din punctul ăsta de vedere chiar văd o evoluție foarte mare. Deci tu nu că te-ai specializat, probabil așa a fost conjunctura, în zona startup-urilor mai mult lucrezi. Da, da. Da.
Da, așa a fost conjunctura, pentru că inițial când am decis eu să lucrez pe cont propriu, aveam impresia că sunt așa un superman care le poate face pe toate și că pot înlocui cumva serviciile unei agenții, ceea ce nu a fost adevărat, dar mi-a trebuit ceva timp să-mi dau seama de asta. Și pentru că firmele mari deja lucrau cu agenții, cumva am găsit mai potrivit să lucrez cu startup-uri. Dar tu lucrezi colaborator sau ești strict pe cont propriu? Adică, sau intenționezi să te dezvolți în... Nu știu, să vină atât de multe contracte încât să ai nevoie de oameni cu care da, să știi că m-a mai întrebat cineva dacă nu mă transform în agenție. Deocamdată mi este bine așa. Eu lucrez deci pe ești cont propriu, da, doar sunt tu. Sunt doar eu pe cont propriu și mi este bine așa. Am învățat să nu spun că niciodată nu o să fac nu știu ce, pentru că tot timpul când am spus asta s-a dovedit că am făcut lucrul respectiv. Deci nu știu ce se va întâmpla pe viitor, dar deocamdată da, sunt pe cont propriu și mi este bine. Și deci pentru un om de comunicare ca tine, la tine spui că se cere mult content, da? Content pentru ce? Pentru se fac bloguri? Ce anume e în piață? Cel mai mult content pe care îl fac eu este pentru startup-uri care își fac un site și... Dar sunt foarte punctuale. Cum e, pentru tine e un avantaj sau o relație pe termen mai lung, nu? Da, așa este. Partea de social media este pe termen lung și partea de content pentru bloguri. Asta nu e chiar... Adică nu am atât de mulți clienți pe partea de content pe blog, dar pe partea de social media, da, am contracte de lungă durată. Și niște recomandări, așa, pentru ce e în trend, ce ar trebui să se întâmple în companii, ce ar trebui să facă pe zona asta comunicării ca să nu greșească prea mult? Eu știu că sfaturile nu e atât de simplu de oferit, da, dar nu e vorba că nu sunt simplu de oferit, cât contează foarte mult de la o nișă la alta. Eu am clienți care sunt din nișe foarte variate și constat că ceea ce merge pentru unul nu merge pentru celălalt și chiar câteodată e așa izbitor lucrul ăsta, pentru că încerc și eu să-mi mai ușurez munca și să mai aplic niște tipare, dar nu merge. Tot timpul trebuie să fii la curent cu noutățile și să te adaptezi pentru fiecare în parte. Deci nu cred că aș putea să ofer un sfat. De fapt, cred că sfatul, dacă este să ne referim la partea de comunicare pe Facebook, este ca întotdeauna să fii la curent cu toate lucrurile care se întâmplă acolo și cu toate modificările care se fac. E foarte greu să ții pasul cu schimbările astea care peste noapte se întâmplă pe această platformă și atunci ceea ce mergea astăzi e posibil să nu mai meargă mâine. Asta înseamnă că tu administrezi, să spunem, inclusiv bugete de promovare. De promovare, da. Da. Adică nu e, să nu sunt, poate pentru toată lumea ce e atât de complicat Facebook, faci niște postări. Eu acum mi-am permis să fiu cu adevărat, cum să spun, să banalizez o muncă, dar permit că ești aici de față, că altfel nu aș face asta nici într-un caz. Dar chiar și dacă nu ai administra bugete de promovare, adică eu lucrez și cu clienți care nu au foarte multe bugete de promovare și se bazează pe partea de creștere organică, ceea ce este mult mai greu decât dacă ai avea buget. Chiar și așa, tot nu este ușor, pentru că și postările astea nu le faci pur și simplu, le faci în baza unei experiențe pe care ai acumulat-o mulți ani înainte și în baza foarte multor cunoștințe. Deci nu deschizi Facebook-ul și ai scris ceva și ai dat send și aștepți să ai vânzări. Da, ai, să știi, demontat multe mituri. Multă lume încă mai crede, eu cred. Încă mai sunt în piață, cred, care... au sentimentul că e simplu de făcut. Cred că fac parte din categoria clienților de care ziceam la început, care fac ei singuri și după aia ajung la un specialist pentru că... nu a dat rezultate. Da, exact. Bun, Raluca, eu spuneam că și ne-ai povestit puțin de munca de coach, că e și life coach. Poți să ne faci o diferență între coachul, nu știu, profesional și cel de life coach? În corporație sunt trainer. În proiectul meu personal, cel de autocunoaștere, într-adevăr sunt coach. Sunt în zona aceasta de viață, misiune personală, emoții, carieră. Și poți să-mi explici puțin cum decurge relația cu un life coach pentru cineva care poate ar fi interesat? Sunt ședințe la anumite intervale? Într-adevăr, Vreau să cred și asta se întâmplă în relațiile de până acum pe care le-am dezvoltat. Oamenii trec printr-un proces de transformare personală.
Vin cu o problemă, cu o provocare. Ne întâlnim aproape săptămânal sau la 2 săptămâni, în funcție de cum agrează clientul, în funcție de disponibilitatea mea și a lui. Identificăm care este provocarea, care sunt acele condiționări, emoții negative, tipare, sabotoare, și le identificăm, lucrăm cu partea aceasta de conștientizare și repoziționare față de anumite provocări, ulterior orientându-l înspre obiectivul lui, cel pe care a venit și care vrea să plece din proces. Și de regulă procesul are o durată sau un număr de ședințe optim Depinde sau... foarte mult de provocările cu care vin, aș putea spune, durează undeva, nu știu, în medie, eu până acum am lucrat cu 2-3 luni. 2-3 luni. Da, da, E da, bine, te da. transform în 2-3 luni. E Este aproape pur ca și un simplu slogan. o călătorie. Nu, acolo se pun bazele, să ne înțelegem, acolo se pun bazele. Omul pleacă dintr-un proces de coaching, pleacă cu anumite resurse pe care după aceea se duce și le pune în viața profesională, în relația cu partenerul, în relația cu copilul, și de acolo începe să construiască. Dar până în momentul acela deconstruiește ceea ce s-a construit în trecut. Interesant. Ines Dumitriu și Raluca Petrache, așadar inițiatoarele programului Curajul de a fi autentică, sau e în plin proces programul sau procesul de înscriere în cadrul acestui program. 11 mame pot să înceapă programul începând cu 15 septembrie. 800 de lei este suma care trebuie achitată pentru a putea în acest program. Detalii cred că în online, da? Facebook-ul îl administrează Ines. Mulțumesc foarte mult pentru prezență Mulțumim și noi, și Diana. succes în cadrul programului și mămicilor și vouă. Mulțumim frumos. Mulțumesc și eu că ați fost și astăzi alături de noi. Sper să fi inspirat pe cele care se află în fața micului ecran și care urmăresc să-și găsească autenticitatea. Eu vă dau reîntâlnire și săptămâna viitoare, începând cu ora 20. Toate cele bune!